moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Eu în bucătăria fotbal, așa să spun, mă aflu din anul 2003. Deci multe lucruri îmi sunt aproape, cunoscute și poate chiar mai mult decât dragi. Să știți că mi-asum responsabilitatea pentru funcția de președinte cu cea mai mare seriozitate și vreau să fac față lucrurilor care îmi sunt puse în față. Da, pe 7 septembrie, după adunarea acționarilor clubului, am fost numită în funcția de președinte al clubului Dacia, fapt care îmi face o onoare deosebită și le mulțumesc pentru încredere. Despre anumite schimbări în conducerea clubului s-a vorbit câteva luni și eu eram informată și candidatura mea era pusă la discuție. Ceea ce ține de finanțarea clubului, finanțatorii rămân aceiași. La Dacia sunt investitori străini. Și cei care au fost până acum, aceia rămân și în continuare. Dacă vreți să vă enumăr, președinte de onoare rămâne domnul Gabriel Stati și eu când am o problemă sau o întrebare, credeți-mă că nu o să ezit să apelez la dumnealui. În rest, ceea ce o să pot să fac singură, o să fac singură. Nu, o să apelez înseamnă că la ajutorul și a colegilor și a tuturor celor care știu că pot să-mi dea o mână de ajutor. Vreau să continuăm ceea ce ne-am propus la începutul acestei ediții și anume să menținem titlul de campioni ai Moldovei. Nu e ușor să devii campion, poate e mai greu să ții acest titlu, această cupă și voi pune toate tot ce pot, voi face tot ce pot, da, să fim campioni în continuare. Totuși, pe lângă acest obiectiv, ca vara viitoare să avem o evoluție mult mai bună în Liga Campionilor. Nu vă e frică de lupta cu Zimbru și cu Corpul superioară de dumneavoastră, dar și Hanov? Ei, să-mi fie frică. Să-i fie frică domnului Șușhanov, poate de mine. Dacă mi-era frică, nu trebuia să mă așez în acest fotoliu. Și de ce să-mi fie frică de persoane care mi-au fost și patroni, mi-au fost și conducători la un moment dat, tot respectul, dar aici este o luptă deschisă și nu ne uităm la funcțiile care s-au deținut. Nu, dimpotrivă. O să mă avânt chiar cu mai multă dărzenie în această luptă. Nu mi este frică nici de Zimbru, nici de Șerif. Care складывается взаимоотношения с Игорем Добровольским, учитывая его сложный характер? Ну, во-первых, Игорь Иванович, я знаю не сегодня первый день. У нас и до сих пор были, скажем так, теплые профессиональные отношения, и поверьте мне, с этого дня ничего не меняется. Единственное, что да, раньше не была его начальницей, сейчас я стала его начальницей, поэтому я, если стала начальницей, я никуда не пойду и не буду кричать, я твоя начальница, давай поменяй ко мне. Люди как относились ко мне нормально, так и будут относиться. И Игорю Ивановичу, поверьте, нужно подумать о результате команды, а не буду ли я улыбаться или нет. Sunt primul președinte, sunt al doilea, nu știu, hotărâți dumneavoastră, cunoașteți istoria mai bine ca mine. N-am primit, cum să vă spun, asta ca ceva ieșit din comun. Și n-am luat-o ca pe un fast, uite că hai să-mi asum funcția de președinte pentru că e frumos. Ba din contra, credeți-mă că e frumos așa, azi, mâine, cât mai puneți voi titlurile de prima doamnă președinte în Moldova. Da, Maicolea, știu ce mă așteaptă. Eu țin prea mult la clubul ăsta ca să nu fiu aici, înțelegeți? Dacia e o bucată din sufletul meu, din inima mea și nu spun asta pentru vorbe frumoase. Credeți-mă că țin la acest club, țin la tot ce se face aici. Am pornit de la clubul Zimbru, dar la Dacia am făcut lucruri și voi continua să fac lucruri care poate vor fi și pentru
vor rezolva și soarta cuiva sau a clubului. De aceea pot să afirm că sunt o lupoaică. Așa cum ați numit voi, sunt o lupoaică. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol. Moldfootball.com. Ultimele știri din fotbalul autohton, pe primul site de fotbal din Moldova.